Bună ziua, dragi prieteni, binecuvântat și slăvit să fie Domnul. Astăzi voi da prilejul unora să mai facă un pic de mișto de mine, să mai mă ia în bajocură, să mai râdă de mine. Nu-i nimic. Astăzi vom face un clip la sugestii. Dacă unora nu le place ceea ce fac, atunci când vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu și sugerez și spun ceea ce eu înțeleg, ceea ce eu pricep, vă pot invita să ieșiți, că nu-i de voi. Care vă ține Duhul lui Dumnezeu prezent aici, rămâneți și Domnul să vă dea înțelepciune ca să pricepeți cât de cât ceea ce și eu am priceput și mie mi-a luminat cineva mintea odată și odată. Dar în primul rând Duhul Domnului, care este Cel care ne luminează mintea. Și la sugestia unui abonat, neabonat, nici nu mai știu, că acum am văzut mai nou, nu mai poți comenta dacă nu ești abonat pe canalul respectiv. Dai pe moment abonat și ca să poți comentezi, pe urmă, după ce ai comentat, poți să te dezabonezi, comentariul rămâne. Mi-a sugerat să vorbesc despre ziua a șaptea. Băi, fraților, eu vorbesc, nu vă spun că așa este sau Mihai Ionel ceva spune, asta este, eu sunt cel mai înțelept. Dar eu vă spun din prisma mea cum înțeleg eu cuvântul, literal. Deci nu îl facem, să-l transformăm filozofic, stai mă că aici de fapt are un alt înțeles. Dar de fapt acolo are, nu, eu îl citesc și dumneavoastră n-aveți numai decât să decideți, să vedeți dacă e adevărat. Eu mi-am făcut aici o schiță, nu ca să găsesc mai repede versetele și trimiterile în cuvântul lui Dumnezeu, ca să vă dau totul scris. Deci nu invenții, nu dogmă, nu obicei și nu mai știu ce alte prostii. Da, fiindcă sunt confesiuni care se îngrijesc de ziua șaptea și de mâncarea de carne, de porc și anumitor animale, am fost provocat să vorbesc de această zi a șaptea, care este una din porunca a patra din cuvântul lui Dumnezeu, dat în Vechiul Testament copiilor israeliți, da? Poporului lui Israel, poporul ales de Dumnezeu. Pentru cei care nu cunoașteți, bănuiesc că dacă vă ține Duhul lui Dumnezeu aici prezent, vă deschis curiozitatea și să vă dea lumină. Nu cred că stă vreun pocăit acum să mă corecteze. Mai sunt și din ăștia teologi care într-adevăr cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Cunosc teologie, greșit spus cuvântul lui Dumnezeu, că una îi cunoști pe Dumnezeu și alta îi cunoști teologie. Și mulți merg pe ideea asta, că dacă ei au făcut nu știu câtă carte și nu știu câtă studiu biblic, au impresia că îl cunoaște și pe Dumnezeu. Poți să cunoști Biblia pe din afară, dacă Dumnezeu să nu-L înțelegi și să nu-L cunoști totodată. Exact cum a avut de furcă Mântuitorul cât a fost pe pământ, cine au fost cei mai certați, cei mai mustrați? Farisei, cărturari, care ei țineau legea, ei cunoșteau cuvântul Dumnezeu, lui Dumnezeu, ei știa legea lui Moise, dar tot ei totodată au transformat dintr-o lege care era pur și simplu o lege dată și să fie respectată, au făcut dintr-o lege multe invenții, de exemplu cum a fost, cum vorbim despre ziua șaptea, stai, vezi câte chile ai, să nu stai prea mult în genunchi să te închini, că în momentul când te ridici după genunchi e considerat ca efort, ca muncă, vezi câți pași faci, că ai un anumit număr de pași, ai grijă câtă apă care, sau vezi multe prostii din astea, știți? Nu mai îmi vine mie acum să le spun pe toate, că sunt foarte multe idei din astea venite de la ei atunci. Ai grijă cu ce haină te îmbraci, cât e de grea haina pe tine, ca nu cumva să fii considerată ca muncă, ca efort și atunci să cazi în pedeapsa. Deci niște aberații la care v-am dat câteva exemple ca să vedeți. Așa și eu acum cu ziua șaptea, eu vă spun ce am înțeles eu, ce înțeleg eu și de ce nu țin eu ziua așa. Și să încep întâi cu Coloseni, din capitolul 2, versetul 16 și 17.
nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Care e sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Bun, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Deci dacă a spus clar, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură sau zi de sărbătoare sau cu privire lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Eu ce să înțeleg, cum să o transform acum ca eu această zi de sabat să o țin. Dar totodată vom merge în Isaia 26:14 și cum poate fi, ca să vedem exact ce înseamnă aici. Să spunem că pentru unii nu e clar umbra lucrurilor viitoare, poate fi interpretat într-un fel sau altul. Și acum eu o să mă duc în Isaia, da? Să vedem acolo că e un verset la fel despre umbra lucrurilor viitoare, care are un înțeles mult mai clar. Și anume, iar mă repet, Isaia 26:14 și spune așa: cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi, sunt niște umbre și nu se vor mai scula. Deci sunt niște umbre. Și asta e cam înțelesul din Coloseni, umbra lucrurilor viitoare. Deci dacă Isaia ne spune clar, deci nu poți să mai transform cuvântul, deci e clar pentru un copil de 5 ani care știe să vorbească bine, nu? Cei ce sunt umbra morții, cei ce sunt morți, acum nu vor mai trăi, sunt niște umbre și nu se vor mai scula. Deci ăsta e înțelesul din Coloseni. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare și cu privire la o zi lună nouă, cu privire la o zi de sabat. M-am dus aici în Isaia, expre, ca să vedeți înțelesul. Că aici e mai clar, că acolo poate, stai mă, tu știi ce înseamnă umbră, că poate fi. Adică lucrul respectiv vechi fiind, face umbră peste lucrurile astea la alte noi. Poate fi interpretat în fel și chip. Na, mai e vreun filozof care, în anumite dogme, în anumite confesiuni religioase, confesiuni de credință, sunt interpretate fel de fel. De exemplu, botezul de copil este interpretat ca fiind că vezi oamenii Mântuitorul și-a tăiat în prepuțul de la 8 zile, în prejur, și ăla e practic botezul de copil. Mă, nu serios, mă, dar de unde e transformat-o chestia asta? Și tot așa, înțelegeți, tăierea împrejurului avea un scop la timpul respectiv, și el fiind copil și fiindcă părinții lor, ca și acum, în zilele noastre, pentru că părinții noștri ăsta sunt dati și obicei, își ia copilul mic în fașă și aduce și îl botează, fără consimțământul lui, că așa a învățat el, așa era și atunci pe timpul ăla. Părinții Mântuitorului carnali, prin care Mântuitorul a venit, da? L-a dus la templu să-i tai împrejurul, pentru că așa a fost. Așa era legea, nu puteau schimba, că încă Mântuitorul era copil, încă nu era lucrarea Domnului, când a început să facă lucrarea pe pământul acesta, să învețe lumea și să-i călăuzească ce au de făcut și cum să-i îndrepte. Dar s-a interpretat cuvântul, stai mă, că practic atunci nu e adevărat. Deci, care vreți să înțelegeți după o idee sau după o gândire, vezi, Doamne, a unui mare teolog, luați-vă după el, dar cuvântul lui Dumnezeu spune clar. Ca să nu mă mai lungesc cu asta. Bun, în Evrei 4, de la 1 la 12, hai să mergem să vedem ce spune în Evrei de la 1 la 12 în capitolul 4. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venind prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-au găsit credință la cei ce l-au auzit. Deci important e credința. Pe când noi, fiindcă am crezut în odihna despre care a vorbit el, când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fusese isprăvite încă de la întemeierea lumii, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea,
Domnul s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, aici e vorba din Vechiul Testament, cum s-a dat poruncile și ei n-au crezut și n-au ascultat. El hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând lui în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Deci este vorba de un psalm, din psalmul 95, dacă nu mă înșel, căci dacă le-ar fi dat Iosua o dignă, n-ar mai fi vorbit Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o dignă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui, adică a lui Hristos, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu în lucrările sale. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie, cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că desparte sufletul de duh, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Deci, rămâne o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Eu cum să mai țin sabatul? Duminica o ținem, că mulți spun că duminica a fost dată de împăratul nu știu care, era la timpul lui Constantin, dacă nu mă înșel, dacă să nu zic vreo prostie, a fost de un împărat, nu mai pomenesc numele. Deci, noi ținem duminica pentru, nu că a dat împăratul respectiv, duminica a înviat Iisus. Duminica a fost o nouă viață, am fost răscumpărați, înviați din moartea care eram noi în Duhul, de la întâietate, de la primirea păcatului, de la Adam, da? Prin moartea lui Hristos, sângele lui curs pe cruce, ne-a curățat și ne-a înviat. Adică noi suntem alți oameni. Ne-a scos din lume, ne-a scos din păcat, ne-a scos din robie, ne-a eliberat și ne-a pus, ne-a făcut fii de Dumnezeu, de Dumnezeu, da? Deci, toți pocăiții sunt fii de Dumnezeu. Dar pocăiții, atenție, nu cei care doar s-au botezat, dar nu sunt pocăiți. Și umblă iarăși în faptele lor, firii pământești, avere și toate poftele trupești și așa mai departe, să nu le pomenesc, pe toate că le-am mai pomenit, deci aceia nu sunt fii de Dumnezeu. Dar un pocăit adevărat, pocăit care s-au lăsat de toate aceste fapte, aceia sunt copii de Dumnezeu. Da? Deci v-am dat un exemplu. Mergem în Romani 14:5-16. Să vedem cine spune și în Romani aici. Ia să vedem. Romani 14:15-16. Dar dacă faci pe fratele său să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umpli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pe care a murit Hristos. Pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace, bucurie și în Duhul Sfânt. Adică, dacă s-a pocăit omul, mântuirea nu vine de la ziua șapte. Nu vine de la mâncare, că băi, nu mâncare, carne de porc, e păcat sau nu știu ce. Deci, mântuirea vine prin sângele sfânt vărsat de Mântuitorul nostru la Golgota. Pentru că înainte în vechime, dacă se tăiau animalele și sângele acoperea păcatele poporului, la fel, acum, sângele sfânt al lui Iisus Hristos le șterge de tot. Da? Eu vă dau așa niște comparații și exemple care pot fi luate de bune. Adică, dacă eu m-am pocăit și sunt în confesiunii penticostale, nu mă critica că nu țin ziua șaptea și mă duc tot în iad că nu țin ziua șaptea. Păi, ce am făcut? Ori sângele lui Hristos mă curățește și mă mântuiește, ori ziua a șaptea, legea, adică. Adică nu trebuie să fie o piatră de potihnire sau o problemă în privința asta că dacă n-ai ținut nu știu ce lege, ești mort. Dacă din 10 porunci
ții 9 și una n-ai ținut-o, ești pasibil pediapsa cu moartea. Orice păcat e pediapsa cu moartea. Și degeaba ai ținut 9 porunci dacă a 10-a n-ai împlinit-o. Așa că oricare din dumneavoastră, nu cred că doar numai legea a 7-a nu se poate ține. Legea, porunca zilei de odihnă de ziua a 7-a, pardon, mă exprim greșit, sau porunca a 4-a mai degrabă. Deci, sângele sfânt al Mântuitorului nostru, asta ne scoate din robii, din păcat și ne face sfinți și fii de Dumnezeu. Pentru că ziua, legea s-a dus, nu mai este. După cum v-am spus, este umbra lucrurilor viitoare. Deci s-a dus. Hristos este noua lege care a lăsat-o nouă prin o nouă lege, cum a spus, iubiți-vă unii pe alții. Aveți dragoste cel față de cel aproape. Pentru că dragostea acoperă totul. Tu dacă iubești pe cineva, tu n-ai cum să-i faci rău, tu n-ai cum să-l înșeli, tu n-ai cum să-l minți, n-ai cum să-l omori, n-ai... Deci de aia Mântuitorul spune, iubiți-vă ca pe voi, cum v-am iubit și eu pe voi. Dacă El ne-a iubit, păcătoși fiind, cu cuile în mână, îi le băgau și El se ruga pentru ei și dragostea Lui a mers până la capăt. Și n-a zis, mă, firați voi să fiți, mi-ți băgați piroanele astea în palmă și în picioare, mă, și eu v-am făcut vindecări și v-am făcut minune aici și voi ce faceți cu mine? Așa și El ne poruncește nouă, ca și noi, ca să ne ierte, că dacă noi nu iertăm, nici tu nu vei fi iertat, nici tu nu vei fi pocăit. Dacă nu vei ierta, nu vei fi pocăit. Deci de asta am vrut să vă fac comparația asta între, de la Romani, capitolul 14, 5, ia să vedem la 5 și 6 ce spune. Unul să cotește o zi mai presus decât alta, pentru că altul, toate zilele sunt la fel, fiecare să fie de plin încredințat în inima lui. Deci, cine face deosebire între zile pentru Domnul o face, cine nu face deosebire între zile pentru Domnul nu o face, cine mănâncă pentru Domnul, mănâncă pentru Domnul, mănâncă, pentru că aduce mulțumire lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul, nu mănâncă și aduce și el mulțumire lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine, da? Deci toate le facem pentru Domnul, că dacă trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim. Fie că trăim, fie că murim, noi al Domnului suntem. De aceea, orice zi care este, deci nu contează, este a Domnului. Tu te rogi lunea, te rogi marța, aduci închinare lui Dumnezeu. Ești al Domnului, ziua Domnului oferită în ziua respectivă, nu? Ții o zi de post, o ții lunea, o ții miercure, pentru Dumnezeu o ții. Asta este cu ziua de odihnă. Dacă ziua de odihnă am hotărât-o duminica, pentru că în duminica a înviat, așa va rămâne. Dumnezeu nu se supără. Spune clar, da? Unul socotește o zi mai presus decât alta, altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să le îndeplini, să fie îndeplin încredințat în mintea lui. Așa cum Dumnezeu a dat mântuirea neamului, la fel și noi să ne primim unii pe alții, indiferent de ce mâncăm sau de ce, care e ziua noastră de odihnă. Da? Dacă mergem în capitolul 15 în Romani, dacă nu mă înșelează, vă da, Romani 15 cu 7, versetul 7. Așadar, primiți-vă unii pe alții cum va primi Hristos pe voi spre slava lui Dumnezeu. Adică dacă tu te duci într-o junglă unde aia mănâncă tot felul de prostii și animale, tu crezi că îl poți elibera pe ăla să nu mai mănânci aia și să-i dai miere pădureții să mănânci sau nu știu ce alte fructe care tu le mănânci și el nu, nici n-a auzit de ele sau nu a învățat, sau în unii, în Taiwan, pe unii, pe la Asia Express, am mai văzut pentru o emisiune din aia la televizor unde mâncau ăia și viermi și toate. Păi vrei să-mi spui mie că dacă tu te duci și propovăduiești cuvântul ăla, îi spui, băi, lăsați-vă de viermi și de aia, n-are nicio treabă. El dacă crede în Hristos și crede că sângele lui l-a mântuit și asta, apoi n-ai cum să te duci la el să-i spui, băi, nu mai mânca aia, sau dacă el ține, că așa e acolo în țara lor, ziua respectivă, să-i zici, băi, tu nu mai ții vinerea, ții miercurea, sau nu mai ții vinerea, ții joia, sau sâmbăta, sau nu trebuie să vii cu probleme de astea, el trebuie să le iei așa cum este, nu trebuie să-l dai cum făceau pe timpul, tot așa, când era biserica primară, și a făcut într-o epistolă, dacă nu mă înșel,
Sfântul Apostol, Pavel sau Petru, nu știu, da, Pavel, cred că, că spunea ăștia, că dacă n-ai tăierea împrejurului, nu ești mântuit. Și a venit, Sfântul Apostol și a zis clar printr-o scrisoare, printr-o epistolă către ei, nu mai știu în care, ia să văd dacă este undeva, dacă găsesc aia. Spune, bă, fraților, nu-i nici tăierea împrejurului, nici aia n-aduce mântuirea. Așa și cu mâncarea, așa și cu ziua a șaptea. Nu trebuie să ne potignim, nu trebuie să ne certăm, nu trebuie să scoatem fel de fel de discuții, pentru că ăla nu ține ziua a șapte sau ăla mănâncă și o pârlă sau mănâncă șarpe. Nu vă înșelați cu chestiile astea. În capitolul 4, la versetul 9, ia să-mi, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă intră în odihna lui, cine intră în odihna lui și el se odihnește de lucrările lui, s-a odihnit cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Dacă o luăm acum și citim, dacă citim mai de sus, el spune așa, el hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David după atâta vreme, cum ai spus mai sus, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Deci, cred că am mai citit asta, dacă nu așa. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihnă, n-ar mai fi vorbit Dumnezeu după aceea de o altă zi. Deci, să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Deci, important este odihna de... Da, dragi prieteni, acum mulți o să vină cu unele versete din Isaia. Sunt sigur că aceste probleme le-am întâlnit, că am avut un prieten care, în loc să discutăm despre pocăință, să avem părtășii despre Mântuitorul, după ce m-am pocăit, a început să mă bombardeze cu fel de fel de clipuri explicative despre ținerea zilei a șaptea și despre omul cu legea și nu știu ce, și erau niște discuții, așa să vă zic dumneavoastră, care eu am găsit în cuvântul Domnului. Mă, feriți-vă de ăștia care caută discuții fără rost, inoportune, de unde reiese cearta, scandalul și tot așa. Și mulți o să vină cu capitolul 56, nu? Da. La care versetul 2, 3, 4, 6, 7 spune în felul următor. Așa vorbește Domnul, păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate. Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el păzind sabatul, ca să nu-l pângărească și stăpânindu-și mâna, ca să nu facă niciun rău. Străinul care se alipește de Domnul să nu zică Domnul mă va despărți și poporul său și poporul său și famenul să nu zică iată eu sunt pe copac uscat, căci așa vorbește Domnul famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce este plăcut și vor stărui în legământul meu. Da, ce să înțeleg eu de aici? Deci aici e vorba de sabat, nu de ziua sabatului. Că de ziua sabatului în sine, în Vechiul Testament, când s-a dat porunca a patra, s-a vorbit strict de ceea ce trebuie să facă și ceea ce nu trebuie să facă în ziua sabatului. Păcând mai devreme, eu v-am spus undeva că Sfântul Apostol parcă spunea să nu vă judece dar nimeni de vreo zi de sabat, de mâncare, de băutură și așa mai departe. Deci despre acel sabat este vorba aici, pentru că în Isaia este prorocie, dragi prieteni. Este o prorocie care se va întâmpla, îi spune Domnul prin Isaia, și se va întâmpla după aceea. Deci în Isaia se vorbește, știi, de Mântuitor, de nașterea Mântuitorului, de... Uitați la capitolul 49, unde se propovăduiește strict absolut de tot. De venirea lui Mesia, Mântuitorului nostru, da? Deci nu putem, dacă mergem și mai judecăm vreo două de aici din Isaia, de exemplu mai avem la, stați să văd unde mai este,
că mi-am făcut o schiță aici, la 6, să văd dacă e aici, și mergem la versetul 7 și spune așa: și pe străinii care se vor alipi de Domnul ca să slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, și pe toți cei ce vor păzi sabatul ca să nu-L pungărească și vor stărui în legământul meu și vor aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi aduce la muntele meu cel sfânt, îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciuni, arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Deci, dragi prieteni, deci în versetul ăsta, cei cu ziua șaptea care ține, ar trebui să aduce și arderile de tot, da? Că așa spune aici, arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu. Acum, oare să fie vorba de jertfele? Noi acum, la timpul respectiv, la timpul ăsta prezent, când jertfa supremă a luat, deci s-a făcut prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când sângele Lui vărsat a luat ființă, dar nu am să vorbesc de jertfa supremă acum, o să vorbim într-un alt clip acolo, e mult de dezbătut și de vorbit, dar dacă toți țineți ziua sabatului, aduceți și arderile de tot, dragi prieteni. Eu așa o văd. Aici nu e vorba de ziua de sabat în sine, pentru că, iar mă repet, aici spune doar să ne lăsăm de mânie. Deci, aici e vorba de sabatul în Domnul nostru Iisus Hristos, că undeva pe la capitolul 30 chiar spune de că Fecioara va naște și așa mai departe. Dacă nu, îl găsesc, dacă nu, nu o să insist asupra faptului să nu găsesc. Dacă nu găsesc, ce am să fac? Trebuie să opresc clipul și să dau în altă parte, nu? Am găsit aici, la capitolul 9, în verset aici, spune așa, la versetul 6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfeșnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Deci despre acest sabat este vorba. Da, despre acest sabat. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va fi scaunul lui de domnia lui David și împărăția lui. O va întări și o va sprijini prin judecată, neprihănire, de acum și în veci, și iată ce va face râvna domnilor oștirilor. Deci, asta e sabatul, odihna în Iisus Hristos. Despre asta bănuiesc eu, că vorbește Domnul de sabate. Că altfel, fraților, dacă tot vă țineți de legii, după cum spunea și Pavel, într-o epistolă, tot tăiați împrejurul la unii și la alții și socotiți că stai, nu mănâncă aia, atunci aduceți și jertfele și arderile de tot în zilea de sabat, nu? Dar nu e vorba de asta, ci e vorba de schimbarea inimii, de bunătate, după cum a spus Mântuitorul, iubiți-vă unul pe altul, că acoperiți toată legea, că acolo unii dragoste, nu ai cum să fie mânie, n-are cum să fie ură, n-are cum să fie minciună, n-are cum să fie înșelare și așa mai departe. Deci, asta este sabatul de care se vorbește aici în Isaia. Da. Și acum spun în felul următor. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, e aici în capitolul 58, da? Din Isaia. Știam că eu m-am întâlnit cu problema asta, v-am zis, și pe chestia asta eu am oprit să mai am o comunicare cu acel om, cu acel prieten, așa zis prieten, chiar frate în Domnul, aș putea spune, numai că el era la Adventist și eu eram la, sunt aici unde sunt, la Pentecostali, și tot timpul discuția lui, deci nu aveam o discuție, mai să vorbim de mântuire, cum vine mântuirea, cum să ne schimbăm, cum să ne purtăm, cum să ne ajutăm, să mă întărească, eu eram mai ales atunci la început. Era numai discuții de ziua șapte. Parcă mântuirea venea din ziua șaptea. Parcă mântuirea vine din mâncarea cu de carne, de porc sau nu știu ce, sau din tăierea împrejur. Deci mântuirea vine prin credința în Iisus Hristos. Cine se va boteza și va crede, va fi mântuit. În sângele Lui suprem, jertfa supremă, mielul sfânt, care altă jertfă nu se va mai aduce, alt nume nu mai este dat pe fața pământului
pentru oameni, pentru mântuire. Deci prin asta vine mântuirea, nu prin ziua șaptea. Nu prin ziua șaptea, de aia spune Pavel, cineva ține o lege și nu le ține pe celelalte, e pedepsit cu moarte. Asta înseamnă că tu vrei să te mântuiești printr-o faptă ta. Nu spune nimeni că credința fără fapte nu are valoare, așa este. Dar nu fapt, nu-i vorba de faptele astea, de a ține legea asta, stai să nu merg 5 pași că e sabatul, sau stai că am mâncat carne de porc, sau stai că nu știu ce, n-am mai făcut multe alte aberații care erau din Vechiul Testament, și chiar Mântuitorul le enumeră pe unele din ele și spune în felul următor că voi ați desființat legea lui Dumnezeu spre datina și obiceiurile și dogmele voastre. Asta vrea să spună acolo, asta a vrut să spună Mântuitorul. Și asta, deci, acum spune așa, la Isaia 58, hai că mergem și aici. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale, nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui în înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacob, căci gura Domnului a vorbit. Haideți să nu interpretăm acest verset că atunci, în ziua sabatului, noi vom putea ține zi de jertfă, cum îi spunem noi, post negru, nu vom mânca, nu vom bea, nu ne vom bate, nu ne vom certa, vom aduce închinare și pe urmă de duminică, iarăși până sâmbătă, facem ce vrem, cremă, da, așa spune cuvântul aici, dacă îl interpretăm, dar atunci fiecare, că uite ce spune în Isaia 58, eu dacă ies o iau acum, după gândirea unora, care ar putea să vină cu versetul ăsta, să mă nimicească pe mine și să-mi dea în cap cu el, să zic că uite, n-ai dreptate, eu aș putea să-i zic că după versetul din capitolul 58 Isaia, versetul 13 și 14, Dumnezeu îmi spune că doar în ziua sabatului să-mi opresc piciorul de la făcut rău și celelalte zile, dar atunci ce le facem? Facem ce vrem, doar în ziua sabatului, nu? Deci haideți să nu transformăm cuvântul Domnului în, că aici până la urmă este o prorocie, e mai grea din înțeles. Dacă am venit și am luat direct cuvântul, versetul respectiv, ați văzut că eu am citit mai multe versete ca să facem o legătură, să vedem despre ce e vorba. După cum altfel v-am spus, unde se spune despre, unde v-am citit acolo, că va da împărăția Mântuitorului, devenirea lui Mesia, nașterea lui Mesia. Deci, ăla, acolo este. Da? Deci nu trebuie. Acum v-am spus, care ține ziua șaptea, trebuie să aduceți și jertfe. Ați văzut că scrie, aduceți jertfele voastre și arderile de tot. De ce nu le aduceți? Dar în alt episod vom discuta și despre asta. Eu nu condamn pe nimeni că ține ziua șaptea să-mi ferească Dumnezeu. Și nici eu nu zic că e rău sau bine. Fiecare cum e încredințat. Iarăși mă repet și m-a repetat poate de mai multe ori, cum are încredințarea în inima lui. Eu am un frate în biserică la care e penticostal, dar el ține ziua șaptea. Că așa a fost încredințat, așa i s-a fost descoperit prin Duhul Sfânt de Dumnezeu, ca el să țină ziua șaptea. Pentru mulți, poate, care nu cunoașteți pe Dumnezeu, voi n-ați înțelegeți ce înseamnă să-ți descopere Duhul Sfânt, să-ți descopere Dumnezeu anumite chestii ca să-ți lumineze mintea și ca tu să știi ce ai de făcut. Pentru că n-aveți o relație cu Dumnezeu. O relație cu Dumnezeu nu stă în a face două cruci înainte de culcare, să le faceți rapid și să zici, nu știu dacă zici ceva acolo un gând, poate zici, Doamne, iartă-mă și atât, în rest, nu, o relație în Dumnezeu este o închinare în Duh și în adevăr, o smerenie înaintea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, vine o rugăciune intensă, nu așa, am trântit o cruce, am trecut pe lângă o biserică și dacă am făcut cruci, mulți fac cruci, acum o fac, ca să o luăm după dogma respectivă, cu crucea respectivă să face într-un anumit mod, dacă e să o luăm după cum îți reguli în dogma respectivă, da? O faci așa rapid, fluturând mâna stânga-dreapta,
dacă mai zice din gură ceva, bine, dacă nu, rămâne crucea respectivă. Nu, aia nu e închinare, aia nu e rugăciune. Să vă iasă din cap. O rugăciune în duc și adevăr, e atunci când te pui în genunchi, vorbești cu Tatăl, bine, la servici, cum sunt eu aici, merg cu mașina, îi aduc slavă în mers, îl preamăresc, îl cinstesc, îl laud, îi mulțumesc, așa cum e. Domnul înțelege, dar în casă la tine, în odaia ta, te-ai pus în genunchi, te-ai pus să stai de vorbă cu El și să-i spui, Doamne, vorbește, descoperă-mi, deschide-mi Tu ochii inimii să înțeleg mintea, să înțeleg cuvântul, așa cum este. Că teologie, dacă și eu știam înainte cuvântul lui Dumnezeu, că am mai citit Biblia, că nu-i prima dată, dar nu știam așa cum vorbea Dumnezeu. Eu știam, auzeam ceva istoric, ce s-a întâmplat. A, da, am auzit de Iov, am auzit de da, știu. Când se dădea câte un pocăit din ăsta și vorbea cu mine să-mi spună cuvântul lui Dumnezeu, el era mirat, vedea că cunosc Biblia. Dar nu cunoșteam, într-adevăr, ceea ce vrea să-mi spună Dumnezeu. Da, am înțeles. Și asta este. Da, dragi prieteni, mai să team, o să următorul clip, dacă mai fi, vom mai vorbi de jertfa supremă, vom mai vorbi de ce la pocăiți nu este altarul, nu se mai ține altarul, nu mai avem preoți. Pentru că a fost o întrebare care eu nu înțelegeam. De ce ăștia au, de ce noi n-avem? De ce, înțelegeți? Deci e o chestie care e foarte importantă ca omul să cunoască. Deci e foarte importantă ca omul să cunoască acest lucru. De ce acolo se face și noi nu mai facem? Pe YouTube nu prea am văzut reguli din astea. Până nu mi-a vorbit Duhul Sfânt mie personal să-mi spună dacă e bine sau nu, eu hotărâsem deja să mă pocăiesc și mai aveam uneori gânduri. Oare am făcut eu bine că am schimbat eu de la confesiunea asta și m-am mutat din coace? Și Dumnezeu vedea lupta asta în inima mea până mi-a spus clar, am auzit vocea, o voce minunată, o voce care nu există pe pământul ăsta. O voce care, într-adevăr, e o voce din trei făcută, să-i spun așa. Blândețe, autoritate, multe care nu le pot descri. E o voce nemaipomenit de minunată și mi-e dor de ea. Mi-e dor de foarte mult, mi-e dor să mai aud acea voce care mi-a vorbit. Și de aia vă zic, la fel și cu această zi a șaptea. Eu sunt încredințat să mănânc sau să țin ziua de duminică. O țin că așa sunt încredințat. Dacă nu eram încredințat și aveam o problemă, atunci era păcat. Bă, exact ca jertfile pentru morți, care se dă de pomană. Dacă le mănânci, e păcat că știi. Dacă nu mănânci și nu știi, nu mai e păcat. Da, v-am lăsat. Vom continua discuția.